Am intenția să citesc din Scriptură un capitol întreg. Evanghelia după Matei, capitolul 25. De ce de data aceasta o să citesc capitolul 25? Pentru că aș vrea să spun câteva lucruri din aceste trei pilde ale viitorului care sunt în Matei, în capitolul 25, și aș vrea să spun câteva gânduri după ce o să citesc pasajul, pentru ca ele să facă mai mult sens pentru fiecare dintre ascultători. Matei, capitolul 25. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 din ele erau nechipzuite și 5 înțelepte. Cele nechipzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn, dar cele înțelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele și un de lemn în vase. Fiindcă mirele zăbovea, au ațipit toate și au adormit. La miezul nopții s-a auzit o strigare: iată mirele, ieșiți în întâmpinare! Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Cele nechipzuite au zis celor înțelepte: dați-ne din un de lemnul vostru, că ni se sting candelele. Cele înțelepte le-au răspuns: nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă și nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând un de lemn și cumpărați-vă. Pe când se duceau ele să cumpere un de lemn, a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă au venit și celelalte fecioare și au zis: Doamne, Doamne, deschide-ne! Dar el, drept răspuns, le-a zis: adevărat vă spun că nu vă cunosc. Vegheați dar că nu știți ziua nici ceasul în care va veni Fiul omului. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu un om care, când era gata să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa. Unuia i-a dat 5 talanți, altuia 2 și altuia 1, fiecăruia după puterea lui, și a plecat. Îndată, cel ce primise cei 5 talanți s-a dus, i-a pus în negoț și a câștigat cu ei alți 5 talanți. Tot așa, cel ce primise cei 2 talanți a câștigat cu ei alți 2. Cel ce nu primise decât un talent s-a dus, le-a făcut o groapă în pământ și a ascuns acolo banii stăpânului său. După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors și le-a cerut socoteală. Cel ce primise cei 5 talanți a venit, a adus alți 5 talanți și a zis: Doamne, mi-ai încredințat 5 talanți, iată că am câștigat cu ei alți 5 talanți. Stăpânul său i-a zis: bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce primise cei 2 talanți a venit și el și a zis: Doamne, mi-ai încredințat 2 talanți, iată că am câștigat cu ei alți 2 talanți. Stăpânul i-a zis: bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce nu primise decât un talant a venit și el și a zis: Doamne, am știut că ești un om aspru, care se cer de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talentul în pământ. Iată-ți ce este al tău. Stăpânul său i-a zis: rob viclean și leneș, ai știut că se cer de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat? Prin urmare, se cădea să îmi fi dus banii la zarafi și la venirea mea eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. Luați-i dar talentul și dați-i celui ce are 10 talanți. Pentru că celui ce are îi se va da și va avea de prisos, dar de la cel ce n-are se va lua și ce are. Iar pe robul acela netrebnic, aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Când va veni Fiul omului în slava sa cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale, toate neamurile vor fi adunate înaintea lui, el îi va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre. Și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui: veniți binecuvântații tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Căci am fost flământ și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit pe la mine. Atunci ei neprihăniții vor răspunde: Doamne, când te-am văzut noi pe tine flămând și ți-am dat să mănânci, sau fiindu-ți sete și ți-am dat de băut? Când te-am văzut noi străin și te-am primit, sau gol și te-am îmbrăcat? Când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine? Drept răspuns, împăratul le va zice: adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia dintre acești foarte neînsemnați frați ai mei, mie mi le-ați făcut. Apoi va zice celor de la stânga lui: duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic,
care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Căci am fost flămând și nu mi-ați dat să mănânc, mi-a fost sete și nu mi-ați dat să beau, am fost străin și nu mi-ați primit, am fost gol și nu m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și în temniță și n-ați venit pe la mine. Atunci îi vor răspunde și ei: Doamne, când te-am văzut noi flămând sau fiindu-ți sete, sau străin sau gol, sau bolnav sau în temniță și nu te-am slujit? Iar el, drept răspuns, le va zice: adevărat vă spun că ori de câte ori n-ați făcut aceste lucruri unuia dintre acești foarte neînsemnați frații mei, mie nu mi le-ați făcut. Și aceștia vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei neprihăniți vor merge în viața veșnică. Amin. Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Stimați prieteni, am ales să împărtășesc cu dumneavoastră aceste trei pilde din capitolul 25 al Evangheliei după Matei, pentru că ele se încadrează în pildele sfârșitului, deoarece atunci când Mântuitorul Iisus Hristos spune o pildă, El spune, începând pilda, atunci împărăția cerurilor se aseamănă cu. De data aceasta spune, se va asemăna cu. Și observăm că aici sunt trei pilde. Este pilda celor 10 fecioare, unde sunt 10 fete, domnișoare de onoare, care însoțesc mireasa și mirele în ziua nunții. Urmează a doua pildă, pilda talanților, unde nu mai este o problemă de căsătorie, ci este o problemă de business. Un om bogat își vinde firma, compania, iar banii îi împarte celor trei manageri pe care îi avea și aveau capacități diferite, motiv pentru care unuia îi dă o sumă mai mare, 10 talanți, unuia o sumă mai mică și unuia o sumă foarte mică, un talent, în funcție de capacitatea lor de a-i investi. Urmează a treia pildă, unde se vorbește despre judecata viitoare. Și Hristos anticipează cum oamenii întotdeauna vor fi flămânzi, unii însetați, alții goi, alții în pușcărie sau în spital, iar oamenii credincioși se vor împărți în două. Unii care îi hrănește pe flămânzi, le dă apă celor însetați, îi îmbracă pe cei goi și îi vizitează pe cei din spital și din pușcărie, iar alții nu fac lucrurile acestea. Intenția mea privind la toate aceste trei pilde este să vă spun următorul lucru. Observați că în fiecare pildă, la un moment dat, apare stăpânul. În cazul celor 10 fecioare, apare mirele. În cazul pildei talanților, apare stăpânul. În cazul judecății viitoare, Domnul Iisus Hristos spune această pildă. Observați că în fiecare pildă, ceva se pierde și ceva se câștigă. Din 10 fecioare, 5 au rămas afară, 5 au intrat cu mirele în cameră. În pilda talanților, dintre cei 3 manageri care au primit o parte din banii stăpânului să investească, 2 au intrat în grația stăpânului și au fost complimentați de acestea pentru performanțele lor, iar cel de-al treilea a fost pedepsit și a fost concediat. În pilda judecății viitoare, o parte dintre oamenii care au vizitat, au hrănit, au fost binecuvântați și li s-a promis perspectiva vieții veșnice, iar cealaltă grupă a fost blestemată pur și simplu și li s-a anulat intrarea în cer. Privind la pildele acestea, toate trei au aceeași idee. Înainte să vină stăpânul, toți erau împreună. Cele 10 fecioare au fost împreună până când a venit mirele. Când a venit mirele, au fost despărțite. 5 au intrat, 5 au rămas afară. Din cei trei robi, cei trei manageri care au primit banii să investească, au fost împreună până s-a întors stăpânul. Când stăpânul s-a întors, 2 au intrat, al treilea a fost pedepsit și a rămas afară. În pilda judecății viitoare, până să vină Domnul Iisus Hristos să evalueze slujirea lor și să rostească sentința, au fost împreună. După aceea au fost împărțiți și despărțiți, cum desparte păstorul oile de capre. Ei, pentru că stăpânul întotdeauna a venit și a despărțit, dar până să vină el, grupele acestea de oameni au fost împreună, am intitulat predica mea, De ce aici împreună și dincolo despărțiți? De ce aici pe pământ împreună și în cer despărțiți?
La această întrebare aș vrea să răspund făcând scurte comentarii pe marginea celor trei pilde care compun capitolul 25 din Matei. Să începem cu pilda celor 10 fecioare. Cele 10 fecioare, în contextul nunții din generația Mântuitorului, erau 10 fete care însoțeau mireasa, prietene cunoscute de ale miresei, și rolul lor era să poarte niște candele, niște lămpi mici, care aveau o feștilă, un fitil din bumbac, care intrau într-un mic container plin cu un de lemn. Și aceste lămpi luminau pentru o vreme. Nunțile începeau seara și de multe ori țineau toată noaptea, iar domnișoarele acestea, fetele acestea, aveau rolul ca să lumineze drumul miresei și al mirelui. Ei bine, diferența dintre aceste 10 fecioare a fost mai mică decât asemănările. Asemănările erau foarte multe. Toate 10 erau fecioare. Toate 10 erau îmbrăcate de nuntă. Toate 10 au fost invitate de mireasă și de mire și toate 10 au răspuns onorând invitația. Toate 10 și-au luat candelele pentru a lumina. Toate 10 erau hotărâte să slujească. Care a fost diferența? Diferența a fost așa de mică, aproape insesizabilă. 5 dintre ele, pe lângă lampa cu un de lemn, au luat un mic container, un mic vas cu un de lemn de rezervă, gândindu-se că s-ar putea să se epuizeze combustibilul, un de lemnul din lampă, din containerul lămpii, și în felul acesta se va stinge candela și vor compromite nunta. Motiv pentru care și-au luat un de lemn de rezervă. Celelalte 5, probabil superficiale, mediocre, nepăsătoare, irresponsabile, nu și-au luat un de lemn de rezervă. Observați că atunci când mirele se întoarce, exact cum au anticipat cele 5 care și-au luat un de lemn și de rezervă, unde lemnul s-a consumat și lămpile s-au stins. Cele 5 care au avut un de lemn de rezervă, înainte să se stingă lămpile, au completat nivelul de unde lemn de combustibil în container și lămpile au continuat să funcționeze pentru încă o bucată de timp. Scriptura ne spune că mirele a întârziat mult. Celelalte 5 care nu au avut un de lemn de rezervă, li s-a stins lămpile și s-au făcut de rușine. Observați, vă rog, că greșeala celor 5 care au fost pedepsite prin faptul că li s-a interzis să mai intre la nuntă, nu a fost un păcat de comitere, făcând ce nu e voie, ci a fost un păcat de omitere, nefăcând ce trebuia. Și observați că pentru un păcat de omitere, adică de uitare, de nepăsare, de întârziere, de neglijare, de superficialitate, de mediocritate, de lipsă de interes, pur și simplu pedeapsa a fost capitală. Au fost lăsate afară și nu au putut să intre în nuntă. Priviți, vă rog, remarc încă o dată, faptul că înainte să vină mirele, ele erau împreună. Când a venit mirele, dintr-o dată prezența lui s-a constituit într-o evaluare a situației, într-o onorare a celor care au făcut ce trebuie și într-o pedepsire a celor care au făcut ce nu trebuie. Ca o aplicație practică, deși e prematur să fac o aplicație practică, aș vrea să spun că până se va întoarce mirele nostru, Iisus Hristos, noi toți cei care avem un sentiment religios, care citim Biblia și ne rugăm, care ne practicăm credința venind la biserică, care ne dezvoltăm caracterul și ne sfințim trăind în puritate, noi toți suntem la fel. Deși în biserică sunt tot felul de oameni, unii au o viață spirituală autentică, unii sunt ipocriți, unii sunt începători și nu prea știu ce vor, alții au experiență și sunt concentrați pe viața spirituală, dar până să vină mirele, noi toți suntem la fel. Că noi bănuim că cineva nu-i pocăit sau cineva are o viață spirituală autentică, acest lucru este doar la nivelul bănuielii. Dar până la urmă, toți sunt cam la fel. În momentul în care vine mirele, se face diferența. Observați că mirele are capacitatea să facă diferența. Are și capacitatea și are și dreptul legal. Vreți să-mi spuneți de ce s-au făcut vinovate cele 5 fete care au rămas afară? Ele n-au flirtat cu mirele, făcând o geleasă pe mireasă. Ele au venit ca să slujească și au dat o zi din viața lor pentru servirea aceasta. Ele nu au făcut nimic rău ca să strice nunta, ci pur și simplu s-au făcut vinovate doar de un păcat de omitere, de uitare, de neglijare. Au fost doar superficiale, doar mediocre, doar nepăsătoare, doar lipsite de interes, doar fără chef, doar fără pasiune și doar fără consacrare.
Și pentru doar fără au fost lăsate afară, ca și cum ar fi făcut cine știe ce lucru. Pilda celor 10 fecioare are următorul scop, următorul mesaj. Atunci când vorbim despre vremurile din urmă, noi suntem tentați să încercăm să explicăm când se va întoarce Domnul. Suntem explicați să facem o hermeneutică adâncă, uneori să exagerăm cu tendința aceasta și să spunem cum va fi, în ce țară, ce popoare, ce etnii, cum... și așa mai departe. Atunci când vorbește de vremurile din urmă, Hristos vine cu o altă idee. Să vorbească despre responsabilitatea celor care îl așteaptă pe mire. Nu e atât de important când vine mirele, ci cât de responsabili sunt cei care îl așteaptă. Pentru că cele 10 fete care au așteptat pe mirele, când el a venit, ele au fost împărțite în două. O categorie care au intrat, pentru că cele care au intrat au fost găsite vrednice, responsabile, nu iresponsabile, hotărâte, nu mediocre, plin de pasiune, nu superficial. În concluzie, vinovăția celor 5 fecioare care nu au intrat, Biblia le numește neînțelepte, neînțelepciunea lor a fost sau s-a manifestat prin faptul că nu au avut un interes profund pentru împărăția lui Dumnezeu. Erau în interior, erau împreună cu ceilalți, dar venirea mirelui a făcut diferența. Și păcatul de care au fost acuzate nu a fost unul de comitere, păcate pentru care într-o adunare poți fi pedepsit, ci păcate de omitere, păcate pentru care adunarea nu pedepsește niciodată. Adunarea nu pedepsește mediocritatea, superficialitatea, lipsa de interes, lipsa de tragere de inimă, nu pedepsește. Dacă cineva comite adulter, dacă cineva este un bețiv, dacă cineva este violent, atunci poate fi pedepsit. Dar dacă cineva nu hrănește pe flămând, nu îmbracă pe cel gol, nu dă un pahar de apă celui însetat, nu vizitează la spital sau la pușcărie, niciodată cineva nu a fost pedepsit în biserică pentru un păcat de omitere. Culmea este că Iisus a exclus pe cele 5 fecioare neînțelepte care s-au făcut vinovate în mod evident de mediocritate și superficialitate. Stimați prieteni, acesta este subiectul pildei fecioarelor. 5 fete responsabile care au intrat și 5 superficiale și mediocre, nepăsătoare și cu capul nori, poate cu ochii după băieții care le sperau să le curteze, pur și simplu n-au onorat nunta, nu și-au făcut datoria cum trebuie. Și aici probabil că e bine să amintim un verset din Vechiul Testament care spune: blestemat să fie omul care face cu nebăgare de seamă lucrul Domnului. Observați cuvântul blestemat. Îl regăsim în capitolul 25, la care am făcut referire astăzi, acolo unde se spune: plecați de la mine, blestemaților. Cine erau blestemații? Cei care au fost superficiali cu nevoile aproapelui din jurul lor. Iată dar că pilda fecioarelor vorbește despre responsabilitate și iresponsabilitate, despre pasiune și mediocritate, despre consacrare și superficialitate. Haideți să ne mutăm acum la cea de-a doua pildă. Pilda robilor cărora li s-a încredințat avuția de către stăpân. Permiteți-mi să remarc și faptul că pilda celor 10 fecioare, care e o întâmplare imaginară spusă în contextul obiceiurilor vremii, face referire mai mult la femei, la fete și femei, pentru că cele 10 fecioare sunt fete care sunt implicate în nuntă cu detaliile culturale dintr-o nuntă etnică. Ei bine, întotdeauna un astfel de subiect se adresează mai mult femeilor. Îmbrăcăminte, obiceiuri, flori, organizare, mâncare, sărbătoare. Dar a doua pildă se adresează mai mult bărbaților. Business, implicare, investiție, profit, rob, angajamente, muncă, construcție. Și cea de-a doua pildă, a talanților, pune în evidență un business, o firmă, o companie, unde stăpânul își vinde proprietatea și împarte banii la 3 dintre robi, la 3 dintre manageri, cerându-le să îi investească și să aducă profit. După multă vreme, ne spune Scriptura și menționează asta în mod explicit, nu implicit, el s-a întors și le-a cerut socoteală. Iar cei 3 au fost împreună până la venirea stăpânului. După ce el a venit, au fost împărțiți. Permiteți-mi să reafirm
afirmația din introducere. De ce suntem aici împreună și dincolo despărțiți? Ce anume ne desparte? Când? Când se întoarce stăpânul. De ce? Pentru că de-abia când se întoarce stăpânul, vom fi trași la răspundere și vom fi evaluați sau judecați. Observați, vă rog, că primii doi au investit banii stăpânului și au făcut un profit de 100%. Când stăpânul a venit, ei au venit cu toți banii și au spus: stăpâne, ne-ai dat un leu, uite că am câștigat doi. Ne-ai dat 100 de mii de euro sau de dolari, uite că am mai câștigat încă 100 de mii de euro sau de dolari cu banii pe care i-am investit. Al treilea însă nu a avut profit deloc, nici măcar 0.1. Pentru că el nici nu a investit. El a fost irresponsabil, nepăsător, mediocru, lipsit de orice pasiune, fără consacrare, fără dedicare, fără tragere de inimă. Observați că mesajul, ideea centrală a celei de-a doua pilde, pilda talanților, este absolut similar cu mesajul primei pilde a fecioarelor înțelepte și neînțelepte. Ideea este aceeași. Ultimul care a fost exclus, a fost exclus nu pentru că s-a implicat în lucruri greșite, ci pentru că nu s-a implicat în lucruri bune. Stimați prieteni, permiteți-mi să fac următoarea afirmație. Marele păcate ale creștinilor din adunare nu sunt neapărat adulterul, furtul, crima, nu sunt păcatele faptelor murdare pe care le-au făcut, deși erau interzise, ci e păcatul lucrurilor bune pe care ei au omis, au întârziat, au amânat să le facă din superficialitate, din mediocritate, din nepăsare, din lipsă de interes și de tragere de inimă. Acesta este păcatul, acesta este începutul căderii, aceasta este manifestarea secularizării. Prima etapă a răcirii vieții spirituale, a părăsirii lui Dumnezeu, a părăsirii adunării, a lipsei de investire în viața spirituală și de dezvoltarea caracterului, e faptul că se începe cu păcatele de omitere, care sunt în aparență nevinovate. Și mai târziu se ajunge la cele de comitere. Observați că primii doi au venit responsabili și: stăpâne, ne-ai încredințat, uite ce am lucrat, poftim profitul. Cel de-al treilea nu a adus decât acuzații stăpânului. El și-a permis să-și acuze stăpânul. L-a numit manipulator, exploatator, rău și atunci stăpânul i-a spus: ești viclean și ești leneș. Îngăduiți-mi să spun și următorul lucru și gândiți-vă cu mult discernământ la afirmația aceasta. Leneșul, dacă n-ar fi și viclean, că asta, așa l-a numit stăpânul, leneș și viclean. Leneșul, dacă n-ar fi și viclean, ar muri de foame. Ceea ce îl salvează este că în timp ce e leneș și nu muncește, e viclean și le întoarce, le șmecherește, profite, exploatează oameni și împrejurări ca să poată avea și el un câștig, deși stă toată ziua cu burta la soare. Iertați-mi, vă rog, expresia. Și observați, vă rog, că la venirea stăpânului, după cum cele 10 fecioare care erau asemănătoare în aparență până atunci, au fost expuse și 5 dintre ele au fost găsite neînțelepte, nu pentru că au făcut lucruri rele, ci pentru că nu au făcut lucruri bune. Imaginați-vă semaforul. Nu pentru că au trecut pe roșu, ci pentru că s-au oprit la verde, încurcând intersecția. La fel a fost și în pilda talanților, când doi s-au dus la verde, iar al treilea a rămas. Ideea centrală este și în a doua pildă, ca și în prima. Lipsă de interes, de pasiune, de consacrare, de tragere de inimă. Mediocritate și superficialitate. Ne apropiem de încheiere, mutându-ne la ultima dintre cele trei pilde, care este de asemenea o întâmplare imaginară spusă în contextul obiceiurilor vremii. Domnul Iisus Hristos este prezentat ca stând în fața oamenilor, oameni care la venirea sa se împart în două și le spune: eu am fost săracul care era gol, eu am fost călătorul care era flămând sau însetat, eu am fost omul din spital bolnav sau închis într-o pușcărie și când voi ați ajutat pe aceștia, pe mine de fapt m-ați ajutat,
sau referindu-se la cealaltă categorie de oameni care nu s-a implicat. Când voi nu ați ajutat pe aceștia care aveați posibilitatea să-i ajutați pentru că erau lângă voi, în jurul vostru, adică aproapele de voi, voi ați fost răi, nepăsători, superficiali, nemiloși, mediocri, fără pasiune, fără interes, fără consacrare și dedicare. Motiv pentru care voi sunteți blestemați și nu puteți intra. Observați că cei care se implică, Dumnezeu îi numește binecuvântați, iar cei care nu se implică, Dumnezeu îi numește blestemați. Și blestemații sunt izgoniți și binecuvântații sunt invitați să intre și să rămână cu Stăpânul, să aibă parte de viață veșnică. Stimați prieteni, trei pilde cu același mesaj. Păcatul prezentat cu urmări cardinale, cu urmări terminale, cu urmări foarte grave, nu sunt păcate de comitere. A curvit, a mințit, a furat, a bătut, a jefuit, nu. Ci sunt aparent nevinovatele păcate de omitere. Nepăsare, mediocritate, superficialitate, lipsă de interes, lipsă de tragere de inimă, lipsă de consacrare și dedicare. Și totuși, pedeapsa a fost maximă. Au rămas afară. Stimați prieteni, am ajuns la încheiere și astăzi, ceea ce am vrut să fac, am vrut să vă aduc aminte de faptul că nu doar iubirile interzise pe care uneori le practicăm făcând păcate de comitere ne scot din prezența lui Dumnezeu și ne pierdem mântuirea. Nu doar. Ci marele și multele păcate pe care le fac creștinii nu sunt păcatele de comitere, ci sunt păcatele de omitere. Iar în generația noastră, la mai mult de 100 de ani de baptism în România, la un pic mai mult de cât 100 de ani de penticostalism în România, de adventiști și creștini după Evanghelie, de cultele evanghelice în general, observăm în această perioadă a multiculturalismului, a pluralismului religios, observăm o lipsă de pasiune, o lipsă de implicare, o stare de confort care ne ține prizonieri în oportunitățile pe care ne le creează contextul profesional, material, niște oameni care nu mai vor să pună osul la treabă, iertați-mi expresia, niște oameni care vorbesc de misiune, dar nu mai merg în misiune, niște oameni care vorbesc de evangelizare, dar nu mai fac evangelizare cu vecinii, colegii, prietene, rudele apropiate sau îndepărtate, oameni care cântă despre venirea Domnului, dar nu mai interesează și nu se pregătesc pentru venirea Domnului, deși sunt curioși despre predici când va veni Domnul. Însă, în mod personal, nu mai manifestă tragere de inimă autentică pentru revenirea Domnului Iisus Hristos, adică să se împlinească numărul celor aleși. Am vrut să trag un semnal de alarmă cu privire la riscul păcatelor de omitere, de uitare, de neglijare, de superficializare și de mediocrizare. Și să vă spun, stimați frați și surori, că noi nu devenim vinovați înaintea Domnului doar atunci când curvim. Și El ne numește blestemați atunci când nu îi servim pe cei care sunt lângă noi și le descoperim nevoia. Îl îmbraci pe cel care e gol, îl hrănești pe cel care e înfometat, îi dai apă celui însetat, îl vizitezi pe cel care e la spital sau în închisoare. Aduceți-vă aminte de pilda samariteanului milos. Trece preotul și levitul pe lângă un om care fiind jefuit și bătut aproape să fie omorât, zăcea într-o baltă de sânge în praful drumului. Trece preotul pe lângă el, care se grăbea să meargă la templu și a fost nepăsător față de omul ăsta care gemea. Trece levitul, cântărețul, care mergea la templu și a trecut și el tot nepăsător. Și trece un samaritean, adică o etnie mixtă care era foarte subapreciată și disprețuită de evrei, pe care evreii nu dădeau nici un ban, un cent. Și totuși omul ăsta, care era în călătorie, se oprește, îl ia pe omul ăsta, îl duce la Han, la spitalul vremii, plătește pentru el și îi spune celui de acolo, când mă întorc,
Dacă vei cheltui mai mult, eu îți voi plăti. Și Hristos în final întreabă, dintre cei doi evrei de treabă, preot și levit, și pârlitul ăsta de samaritean cu o reputație proastă, un om fără scrupule, care nu promitea nimic și nimeni nu dătea doi bani pe el, n-avea nicio garanție, care dintre ei vi se pare că l-a iubit pe aproapele căzut între tâlhari? Și ei trebuie să recunoască, fiind constrânși de modul în care a fost prezentată situația, păi samariteanul. Și atunci Hristos le spune, ați răspuns corect, mergeți și voi și faceți la fel. Ce a făcut? Care a fost păcatul preotului și păcatul levitului? Păcat de comitere sau păcat de omitere? Evident, a fost un păcat de omitere. Stimați prieteni, când a fost ultima oară când ați vizitat pe cineva la spital? Când a fost ultima oară când ați vizitat pe cineva în pușcărie? Când a fost ultima oară când ați fost în misiune și implicați în caritate, în împlinirea nevoilor săracului și a văduvei, care nu au pe nimeni, decât în cer pe Dumnezeu? Ceea ce am vrut să fac prin predica asta este să trag un semnal de alarmă și să vă spun că noi, cei care n-am curbit niciodată, nu înseamnă neapărat că vom merge în cer. Pentru că păcatele care ne opresc să intrăm cu mirele la nuntă, păcatele care ne opresc să rămânem cu stăpânul bucurându-ne de profitul investiției sale, pentru că păcatele pe care le-am făcut ne hrănind, ne adăpând și ne vizitând și ne îmbrăcând, păcatele acestea aparent nevinovate, de mediocritate și superficialitate, sunt la fel de vinovate ca cele de comitere și suficient de vinovate ca să fim numiți în fața lui Dumnezeu nu binecuvântați, ci blestemați. Aș vrea să vă invit cu toată responsabilitatea să vă gândiți dacă nu cumva și noi suntem superficiali și nepăsători. Am putea să ne implicăm dacă am vrea, dar nu vrem. Amânăm, întârziem, ne facem că uităm, că suntem ocupați, suntem relativ superficiali și mediocri, nepăsători, nu vrem să ne consacrăm și nici să ne dedicăm, pentru că nu vrem să ne legăm la cap. Ne place huzurul, confortul, ne place luxul, divertismentul. Trăim într-o vreme când am ieșit la loc larg, fiecare ne putem cumpăra ceva jucării cu care să ne petrecem puținul timp liber pe care îl mai avem. Ba mergem la biserică doar unul dintre cele două servicii, că trebuie să ne odihnim. Când mergem la lucru, nu trebuie să ne odihnim, când trebuie să mergem la biserică, ne odihnim. În ziua noastră muncim până nici n-avem timp să mâncăm. Mâncăm la drive-thru un sandwich așa în fugă. Când e ziua lui Dumnezeu, avem timp și să dormim și să ne trezim târziu și să ne culcăm de vreme și să mergem la filme și peste tot. Și dacă putem să mergem și o dată la biserică, este suficient. De ce e suficient să mergem doar o dată? Iar în lucrul nostru nu ne mai săturăm să mergem de 1000 de ori. Credeți că Dumnezeu care e în ceruri nu vede această superficialitate, această tendință de mediocritate, acest confort care ne ține prizonier și acest materialism de care nu ne mai săturăm? Frați și surori, mesajul meu nu vreau să devină acuzator, ci doar avertizator. Pentru că noi toți care ne ferim de curvie, de furt, de tot felul de alte păcate de comitere, s-ar putea să rămânem afară. Pentru că confortul, materialismul, huzurul și multe alte lucruri ne-au transformat în niște persoane care nu mai avem responsabilitate, interes și tragere de inimă pentru împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Dacă dăm $5 pe o cafea, ni se pare scumpă, ni se pare ieftină, dar dacă punem $5 la corectă, ni se pare mult. Dacă invităm pe cineva la masă și cheltuim $50, o nimica toată, dar dacă întâlnim un sărac să-i dăm $50, îi spunem să se ducă la muncă, Dumnezeu care este în cer ne vede și când se va întoarce, va trage linie și va face socoteala. Două cuvinte vor face diferența. Vino sau du-te. Două cuvinte vor face diferența. Binecuvântatule sau blestematule. Stimați prieteni, trei pilde ale sfârșitului. Împărăția cerurilor va fi asemănată. E la timpul viitor. Trei pilde ale sfârșitului. Din 10 fecioare, 5 au intrat, 5 nu.
Din 3 robi, 2 au intrat, 1 nu. Din mulți oameni credincioși, o parte au intrat, o altă parte nu. În încheiere, din nou, întrebarea, care se constituie și în titlul predicii. De ce aici împreună și dincolo despărțiți? Acum pentru că știm. Haideți să ne rugăm pentru ca împreună să fim și aici și dincolo. Aici cu toții și cu Domnul. Dincolo cu toții și cu Domnul. Tată Ceresc, îți mulțumim pentru această avertizare sonoră, pentru această avertizare solemnă, serioasă, răsunătoare. Mulțumim frumos pentru că inima noastră, Doamne, este influențată de acest mesaj pe care ne l-ai spus. Trebuie să recunoaștem că nu ni s-a părut deloc că este un păcat să ne retragem din ceea ce am putea face. Că nu încurcăm pe nimeni, Doamne, dacă nu facem un lucru. Ni s-a părut că numai făcând răul păcătuim, nu și faptul că ne făcând binele e la fel de rău. Iartă-ne, Doamne! Ajută-ne să gândim biblic, nu tradițional și cultural, și nici măcar doar logic. Pentru că biblicitatea bate și cultura, și tradiția, și uneori și logica. Pentru că logica o construim în favoarea noastră, nu în favoarea Ta, Domnul nostru și Dumnezeul nostru. Stăm în fața Ta și ne rugăm nu doar pentru iertarea trecutului, dar și pentru schimbarea viitorului. Doamne, nu ne-ar fi de niciun folos să ne ierți ce am făcut până astăzi, dacă vom continua să facem și în viitor ce am făcut în trecut. Fă din prezentul nostru un moment de schimbare, un moment de schimbare care de obicei se petrece în timpul unei crize. Doamne, acceptăm ca în contextul unei crize pe care Tu o vei alege să se petreacă, să se inițieze această schimbare și dacă nu va fi prin convingere cu gura, să fie prin constrângere. Și chiar dacă nu se va face fără durere, măcar să se facă cu o durere mică aici decât cu una veșnică dincolo. Tată Ceresc, ajută-ne să ne smucim din confortul și materialismul bolnave ale timpului pe care le trăim. Și în vremea asta postmodernă, în vremea aceasta pluralistă și multiculturalistă, globalistă, ajută-ne, te rugăm, noi să fim puri, sfinți și neprihăniți. Două lucruri să le accentuăm în viața noastră, în primul rând sfințirea personală și în al doilea rând slujirea personală și comunitară. Dumnezeul nostru, dă-ne pasiune să fugim de mediocritate. Dă-ne consacrare și dedicare să fugim de superficialitate. Pentru că atunci când vei reveni, noi să fim binecuvântații, nu blestemați. Nu să ne spui, hai înăuntru, nu duceți-vă în afară. Mulțumim, Tată, și ne închinăm înaintea Ta pentru tot și pentru toate. În numele Hristosului pe care L-ai trimis. Amin.